Nu știu dacă nu am așa. Da, să vedeți. Dacă nu știu, să-mi dai și mie un pic. Vreau să fac un grătar. Mai mari? Păi ce cade la mână? Dacă îi dau mari, îți are 200. Păi nu, 200 de lei să fie, că nici n-am mai mult și nu cred că merge cu cardul pe la noi. Nu merge aici, deocamdată. Sigur. Da, 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 da. Uite, așa să facem bani. Da, e 35 de lei kilogramul. Uite, a fost 20 de lei acolo. Cât sunt? 2, 4, 6, 8. Mai pune 2. Și mai pune 3, 10 de lei. Ia uite ce m-a stropit, auzi. Păi te-a stropit. Te-a stropit, frate. Perfect. Ce domne, vine lumea să ia cutii. De anul nou. O să dele. Pe că ai primit și sare. Fericem, bă, nu-s cumbuliță, că nu-s cumbuliță. Da, și eu. Am luat și sare. Nu mai legat, nu mai legat. Vă spun peste... No, nu, vă spun peste... foarte prost cu... Vă spun peste un an dacă a fost bun, da? Da, da. Multă sănătate, un an mai bun și succes la, la afacere. Mulțumim, mulțumim. Cu bine, cu bine, mulțumesc. Sănătate. Nu o să credeți, dar chiar e coadă la Păstrăv, astăzi 31 decembrie, la Sătic. La Păstrăvărie. Ia, hai. De la aruncă-l încolo. Ia. Nu i-a plăcut, ia uite. Hai de parte ce așteaptă. Ia pleacă, mă. Ieși. Dragi prieteni, ce credeți? Curăț un Păstrăv pe malul râului. Da. Ia. Nu vrea el pește, că e șmecher. Nu vrea mață, vrea pește. E, hai, hai, hai. Ieși. 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 Deci fie mare. Du-te, du-te. Dar nu o să-ți dau un pește. Ce părere ai? Că suntem 14-5. Dar
ce faci cu cuțitul așa? Că nu ai dea din cap? Da, da, se lomor mai întâi. Îl asomez. Da, bă, că nu-ți dau niciun pește, nu mai sta pe aici ca miloaga. Chiar nu. E gata, trebuie să mă scol pe mâini, dar i-am luat ca să nu... Ei. Ce câine notorou. Când a urat lupul dimineața, erau pe mucle toți. S-auzea numai lupul, știi? S-au ascuns toți. Da. Ieși. Poate cad și eu în antilopa asta. Mă, ce mișto. Să te duc să mă fac o operațiune. Ieși, mă! A, ce? Ce vezi, poate vine. Pleacă! Mm. Să nu plece peștele. Nu pleacă. Nu e, nu e. E aici. Dușap. Era sete. Păi da, după sărătura asta. Mă duc mai încolo să prind și peisaj. Nu vedeam că mi-am găsit neamușul. Să vrei să te trezești cu... Vezi că vine! Ieși! Ei! Pleacă! Ce înseamnă asta? Nu mai insista. Mamă, ce tiptil vine, zici că... Da, da, da. Poate te și împinge în apă, să vezi. Dragi prieteni, ce credeți că fac în ultima zi din 2023? Curăț păstrăm, mă pregătesc să-l trag la tigaie. Era păcat să vin până aici. Și să nu beneficiez de delicatesa asta din zona montană. Mai ales că știți că sunt nebunit după pești. Ia uite ce frumos. Ca pe vremuri în tabără. Am și un cățel aici, în companie. Dar i-am dat mațele și ajunge, mai merge și el cu plugușorul. Ieși, mă! Ce am discutat? Prin plan. Ieși, ieși! E o zi superbă de decembrie aici la coalele masivului Piatra Craiului. Eu mă ocup de
ce știi mai bine. Ce știi mai bine din toate lucrurile? Ia uite picior puțin. Ia uitați-vă picior trei avioane. Da, aici sunt rutele. Aici sunt? Este carcoasă. Uite, patru. Ăsta e fără reacție. Uite, pe mai jos. Unde e? În spatele tău. Patru. Acolo unde ține, unde ai țarea. Mhm. Da, logic. E ocupat să lingă unde curățai. Linge pe acolo, nu? Da. Am gândit. Curăță iarba. Ultimul, după care îi sărez și plec cu ei la tensiune, la tigaie, opa, dacă mi-au și picioarele din apă ar fi nemaipomenit, chiar și cu membrana asta de Gore-Tex. De ce să stai în apă când poți să nu stai? Cam asta e? Ești bă! După care sare, plătesc punga. La râu. Este-i? Am pus și un prieten aici. Dăm niște săricică. Îl ducem la pensiune. Da, uite, era câinele lor. Pește. Pește. Cum zicea? Ia zi-mă. Amestec bine și până ajung e gata. E gata sărat, trage sare. Aici cu sare, să nu risipim. Și să mă botez. Să nu uităm să avem grijă de natură. Hai. Gata.
prins focul, acolo, haideți să vă arăt, sunt sarmalele pentru... Ia uite-ți, nici așa prea mult, dar de-alea pus la piept și o să le mutăm biseară. Dar până atunci, să mă ocup de păstru, că așa mi era o poftă și m-a ajutat aici, dar de noastră. Nici nu o să credeți că nu pun mult ulei, pe cuvânt. Și e cam încinsă tiga aia, așa că o să o mai dau la o parte de pe foc, iar o mai pun. Da? Încercăm cu primii doi. Va trebui să muncesc un pic pentru focul prea tare aici. Facem păstră. Am găsit și două lămâi. E cam greu aici, în ultima zi din an. E închis peste tot. Pensiunile sunt full. N-are un altă. Bun. Ia cu furculița. Bine de peștic, o să fie minunat. Dragi prieteni, aici e păstrăvul de care mi-era poftă. Îl duc să guste și amicii mei de Revelion. Masivul Piatra Craiului în spate. Și noi o să gustăm un păstrăv. Proaspăt. Da, e ursul mare, că mănâncă păstrăvul.